Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Frați și surori, în această seară, pentru că avem oportunitatea să fim în prezența lui Dumnezeu, în prezența Duhului Sfânt, să ne cercetăm sufletul și să revenim asupra deciziilor noastre pentru viață veșnică, aș vrea să ne oprim și acum să ne concentrăm la cuvântul Domnului. Am avut un timp suficient de lung în care ne-am închinat Domnului prin muzică. Cu instrumentele și vocile noastre i-am adus închinarea noastră lui Dumnezeu pentru că El ne-a făcut bine. Apoi ne-am rugat, mulțumindu-i pentru bucurii și prezentând problemele noastre și avem siguranța că Dumnezeu ne ascultă pentru că ne iubește în numele Fiului Său, Iisus Hristos. Slavă Domnului! Acum este momentul să ne oprim și cu discernământul unui adult născut din nou, să ne concentrăm la cuvântul lui Dumnezeu care continuă procesul de educație spirituală în viața noastră, care desăvârșește relația noastră cu Domnul Iisus și care ne umple sufletul îmbogățindu-ne cu cunoașterea voiei lui Dumnezeu. Pentru seara aceasta, frați și surori, cuvântul Domnului pentru sufletul nostru l-am intitulat Ce se întâmplă când ești singur cu Dumnezeu? Schița predicii, dacă aveți nevoie de ea, este în buletinul duminical și puteți să vă faceți anumite notări pe marginea gândurilor principale de acolo. Oamenii, în general, sunt ființe învățabile, ființe modelabile, ființe care se pretează la educație și la schimbări în plan comportamental. Viața noastră spirituală este susținută de învățătura biblică pe care noi o așezăm în sufletul nostru prin citire personală sau prin ascultarea explicațiilor din cuvântul Domnului. Adevărul este că viața noastră este prea scurtă ca să învățăm din experiențe personale. Dacă așteptăm să învățăm toate lucrurile care trebuie învățate prin experiență personală, viața nu ne va ajunge, pentru că este prea scurtă pentru complexitatea vieții spirituale. De aceea este o dovadă de înțelepciune să privim la cei de dinaintea noastră și să observăm relația lor cu Dumnezeu, să învățăm din eșecurile lor, dar și din performanțele lor spirituale. Să observăm relația lui Moise, Avram, Daniel, David, Pavel și toți ceilalți care au avut o relație personală cu Domnul Iisus Hristos, care deseori s-a manifestat în singurătatea lor cu Domnul. În versetul 24 din textul pe care l-am citit, prima parte a versetului 24, spune cuvântul Domnului, Iacov a rămas singur. Atunci, Iacov a rămas singur. Atunci, în momentul în care Iacov a rămas singur, s-a petrecut un eveniment care a schimbat viața lui. El era la momentul acesta probabil la vârsta de plus sau minus 40 de ani. Un om în puterea cuvântului, un adult matur, suficient de matur. El a avut experiențe foarte contradictorii. A avut o viață tumultoasă, a călătorit mult, s-a confruntat cu tot felul de probleme, a stat în preajma tatălui său, un om care a avut o pedagogie greșită, a stat în prezența fratelui său, o persoană cu care a intrat în conflict și de frica căruia a fugit de acasă pentru 20 de ani, a mers la unchiul său, acolo s-a căsătorit și a luat două neveste după obiceiul poligamiei vremii, a avut copii, s-a îmbogățit și în ciuda anilor care au ajuns la numărul de 40, el încă nu s-a întâlnit niciodată printr-o experiență personală cu Dumnezeu. Tot timpul, el a trăit alături de alții și în mijlocul oamenilor a încercat
să-L găsească pe Dumnezeu. Dar asta nu s-a întâmplat niciodată. La un moment dat, acest bărbat rămâne singur. Și atunci, el se întâlnește cu Dumnezeu. În viața publică, Iacov nu a reușit să intre într-o relație spirituală cu Dumnezeu. A fost înconjurat de oameni mari și mici, de femei și bărbați, de oameni sărași și bogați. Însă, în ciuda aglomerației vieții lui, el nu l-a cunoscut pe Domnul. A cunoscut bărbați importanți ai vremii lui. A făcut o afacere prosperă. A călătorit în stânga și în dreapta, dar el nu l-a cunoscut pe Domnul. Rămâne la un moment dat la Betel singur și acolo Iacov se întâlnește cu Dumnezeu. Atunci când rămâne singur, se petrece în viața lui un eveniment care marchează pentru întotdeauna viața lui și se face o schimbare și viața lui este ca niciodată până atunci. De aceea în seara aceasta, frați și surori, am numit predica mea ce se întâmplă când rămâi singur cu Dumnezeu, când te întâlnești singur cu Dumnezeu. Privind în textul acesta pe care l-am citit, observăm că se întâmplă trei, ba chiar patru lucruri. În primul rând, când rămâi singur cu Dumnezeu, atunci îl cunoști pe Domnul. Atunci îl cunoști pe Domnul. Dumnezeu este atât de mare, atât este de mare, încât poți tu să-L vezi. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu puțin, atât este Dumnezeu. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu mai mare, atât este Dumnezeu. Dacă vrei să-L vezi pe Dumnezeu foarte mare, atât este Dumnezeu. Dumnezeu se descopere omului atât cât omul este pregătit și disponibil să-L cunoască. Sunt oameni care îl cunosc foarte puțin pe Domnul. Sunt oameni care îl cunosc mult mai mult pe Domnul. Și amândoi îl cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu este atât cât vrei să-L vezi, cât vrei să-L cunoști. Când te concentrezi asupra unui lucru, lucrul acela devine mai mare. Atunci când privim problema unui om de departe, spunem, nu-i mare lucru. Dar când ne apropiem de problema omului respectiv, când cunoaștem problema lui de aproape, când o apropiem de inima noastră, dintr-o dată problema lui devine mai mare. Există o lege a existenței umane. Când te apropii de un lucru, lucrul acela devine mai mare. Când te apropii de o problemă, problema aceea devine mai mare. Când te apropii de un necaz sau de o bucurie, amândouă devin mai mari. Cu cât te apropii mai mult de Dumnezeu, cu atât El devine mai mare și maestatea Lui mai uriașă pentru mine și pentru dumneata. Cunoașterea lui Dumnezeu nu depinde de Dumnezeu, pentru că în ceea ce îl privește pe Dumnezeu a făcut totul, slavă Lui. Cunoașterea lui Dumnezeu depinde de noi. Maestatea lui Dumnezeu este infinită, însă noi cunoaștem din maestatea Lui atât cât avem chef și timp să cunoaștem. Dumnezeu este atât cât vrei să-L cunoști. Însă nu-L poți cunoaște pe Dumnezeu într-o viață publică. Adevărata cunoaștere de Dumnezeu se face în singurătatea inimii, în singurătatea conștiinței. Observați, vă rog, versetul 30. Iacov a pus locului aceluia numele Peniel, adică fața lui Dumnezeu, și a zis el, oh, am văzut pe Domnul față în față și totuși am scăpat cu viață. Iacov rămâne la un moment dat singur cu Dumnezeu și se înspăimântă. Și acum vreau să fac o paranteză și dacă vreți și puteți, vă rog fiți foarte atenți. Întâlnim creștini care n-au respect pentru Dumnezeu. Și asta se vede din comportamentul lor, din viața lor, din experiența lor. Și ne mirăm. Cum pot oamenii aceștia care vin după Domnul de ani de zile să nu aibă respect? Ascultați, vă rog, următoarea provocare de explicație. Oamenii aceștia niciodată în viața lor n-au rămas singuri față în față cu Dumnezeu ca să vadă maestatea acestuia, să se prăbușească în fața Lui și să spună, Doamne, eu nu am știut că Tu ești atât de mare, eu nu am știut că Tu ești atât de glorios, eu nu știu că Tu ești infinit, etern, Doamne. Mie mi s-a părut că Tu ești doar o religie, un nume, o filozofie, o explicație teologică. Doamne, acum văd infinitatea existenței Tale și mă prăbușesc ca un vierme în fața Ta. Când omul se ridică din prăbușirea lui în fața maestății lui Dumnezeu, dintr-o dată atitudinea lui de respect și închinare se modifică. Frați și surori, este slabă, este mediocră viața spirituală a unui om care n-a văzut niciodată maestatea, suveranitatea și gloria lui Dumnezeu într-o relație individuală cu acesta.
Foarte mulți oameni numesc Dumnezeu explicația teologică din mintea lor, poveștile bătrânilor spuse lor, faptul că au petrecut mulți ani în adunare între frați și surori, dezamăgiți de aceștia. Însă oamenii aceștia nu s-au întâlnit niciodată cu Dumnezeu în singurătatea ființei lor. În momentul în care te întâlnești cu Domnul, numai dumneata și-i vezi maestatea, în clipa aceea în interior, se întâmplă o mare schimbare. De schimbarea aceasta este nevoie. De aceea oamenii nu au frică de Dumnezeu. Nici o religie nu dă frică și respect de Domnul. Atunci însă când te întâlnești cu Dumnezeu, când ești singur cu El, când vezi cine este Dumnezeu și cine ești tu, atunci în minte și în inimă are loc o schimbare care face o diferență pentru restul vieții. De schimbarea aceasta avem noi și copiii noștri nevoie. De transformarea aceasta avem nevoie. Sunt bune programele publice, sunt deosebit de bune, dar ele nu înlocuiesc relația singură cu Dumnezeu. Hristos vorbește de un loc unde închizi ușa și singur cu Dumnezeu stai de vorbă. Vorbește Dumnezeu de un astfel de loc, de o astfel de experiență, de un astfel de eveniment. Orice om are nevoie de o astfel de întâlnire, altfel omul acela este doar religios, el nu este născut din nou, el nu-L cunoaște pe Dumnezeu, în inima lui nu există frică de Domnul, pentru că el n-a văzut maestatea divină. Iacov se întâlnește cu Dumnezeu și rămâne el și singur. Pune soțiile să plece, copiii, turmele, slujitorii și rămâne singur cu Dumnezeu. În clipa aceea realizează că Dumnezeu este diferit de oameni, este diferit de idolii vremii. Observați, vă rog, că de cele mai multe ori relația adevărată cu Dumnezeu începe într-un moment de criză. Începe într-un moment de criză. Vedeți versetul 7 din capitolul 32. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza datorită fricii de fratele său Esau, cu care urma să se întâlnească și era frică ca acesta, chiar și după zeci de ani se va răzbuna pe el pentru că i-a furat binecuvântarea. Și s-a înspăimântat. Și atunci a spus, cine mă poate proteja pe mine? E adevărat, sunt la 40 de ani puternic. Este adevărat că am foarte multe turme. Sunt proprietarul la cirezi întregi. Este adevărat că am armată. Este adevărat că am slujitori care sunt în stare să moară pentru mine. Însă cine mă va proteja pe mine de mânia fratelui meu? Și în criza aceasta, atunci când era frică, când temura de groază, în mintea lui și-a adus aminte că tatăl lui avea un Dumnezeu care l-a salvat. Isaac a avut un Dumnezeu viu și adevărat. În memoria lui s-au derulat evenimente supranaturale ale prezenței și ale manifestării puterii lui Dumnezeu în viața tatălui său Isaac. Și atunci în mintea lui Iacov a încolțit un plan. Dumnezeu mă poate salva de fratele meu. Dumnezeu mă poate proteja de mânia fratelui meu. Și în criza aceea, el și-a propus o relație personală, o relație spirituală personală cu Dumnezeu. Frați și surori, viața cotidiană ne ține în absența crizelor, de aceea și în absența lui Dumnezeu. Crizele de multe ori ne împing înspre relația cu Dumnezeu. Ele au menirea să ne împingă înspre Dumnezeu, demascând neputința noastră. Trăim o vreme în care umanitatea a ajuns la apogeu în proprietăți, în poziții, în relații, în tehnologie și în capacități. De aceea toate acestea sunt în stare să ne scoată din criză și nu mai vedem nevoia de Dumnezeu. Viața socială care ne educă pe noi și copiii noștri elimină ideea de cer și de supranatural. Și atunci nouă ni se pare că suntem suficienți pentru existența noastră. Și pentru că nu mai suntem în astfel de crize, nu mai vedem nevoia de Dumnezeu. Observați că în inima lui Iacov, ideea de Dumnezeu s-a născut în timpul unei crize. Criza l-a dus departe de soluții umane, dar aproape de Dumnezeu. Versetele de la 9 la 12 ne prezintă această apropiere a lui Iacov. Uitați ce rugăciune a făcut el. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avraam, al lui Isaac, tu care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și vei îngriji ca să-ți meargă bine.
Eu sunt prea mic pentru toate îndurările tale și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de mine. Am trecut Iordanul acesta când m-am dus încolo numai cu un toiag și iată că acum mă întorc și am atâtea proprietăți și slujitori încât fac două tabere, că nu mai încap într-una. Izbăvește-mă, Doamne Dumnezeule, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau. Mă tem de el, Doamne, mi-este frică de el, îmi este groază de el, mi-e o povară să mă gândesc ce se va întâmpla când mă întâlnesc cu el. O să suport consecința la minciuna și la fără de legea comisă cu 20 de ani în urmă împotriva lui. Doamne, Tu ești o soluție pentru mine. Izbăvește-mă din mâna lui. Doamne, fă Tu în așa fel încât să-i se moaie inima și să nu vină peste mine și peste soții și copii și să-mi nenimicească. Tu ai zis, Doamne, voi îngriji ca să-ți meargă bine și voi face sămânța Ta ca nisipul mării. Iacov a petrecut toată noaptea în locul acela, apoi a rămas singur și se întâlnește cu Dumnezeu. Întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu are loc pe fondul unei crize. Viața îl pune pe Iacov într-o situație fără ieșire și în situația aceea toate capacitățile și resursele lui ajung la limită. Nu mai are nicio soluție și este obligat să privească în sus. Și a ținut grumazul, adică gâtul țapăn, să nu se uite niciodată în sus. S-a confruntat cu Esau și l-a biruit, l-a mințit, l-a înșelat. S-a confruntat cu tatăl său și l-a păcălit, l-a înșelat, îmbrăcându-se într-o piele de animal. S-a confruntat cu Laban și l-a înșelat, i-a șmecherit pe toți. A fost un tip șmecher, a fost unul căruia i-a mers mintea, a fost un afacerist. A jucat o carte dublă. Dar de data aceasta este pus într-o situație fără ieșire, fără precedent și este obligat în sfârșit să privească și în sus. Și atunci se întâlnește cu Dumnezeu. Poate ești tânăr, ai bani de la tata, ai posibilități, ți se pare că viața este frumoasă, că nu ești obligat să te gândești la Dumnezeu, ai impresia că întotdeauna o să-ți meargă bine și o să fie așa, nu știi ce te așteaptă, prietene. Nu știi ce te așteaptă. Tu nu cunoști gustul durerii. Tu nu cunoști gustul singurătății. Tu nu cunoști experiența dezamăgirii. Tu ești tânăr și neîncercat. Ție ți se pare că viața este un film frumos care se sfârșește întotdeauna cu zâmbet. Tu nu știi câtă durere există în existența umană. Ție ți se pare că totul va fi ca în visele tale, ca în idealurile din mintea ta. Tu nu știi ce te așteaptă mâine sau poimâine. Tu nu știi ce ți-aduce viitorul pe care îl vrei. Dar te vei întâlni odată cu crize din care nu mai poți ieși singur. Și atunci vei fi obligat să privești în sfârșit în sus. Mă întreb, vei mai apuca zilele acelea? Seara aceasta este un moment în care se deschide cerul din nou și Dumnezeu își face o datorie pe care nu o merităm. Să ne vorbească despre oportunitatea de a trăi cu El. Și despre onoarea de a-L cunoaște pe El, de a rămâne singur cu Dumnezeu, doar eu și El, pentru ca să-L cunosc. Cum să-mi cunosc un om de departe? Cum să cunosc eu o persoană cu care n-am stat niciodată personal de vorbă? Cum să-L cunosc eu pe George Bush, dacă nu-L văd decât la TV? Și dacă nu citesc în El, despre El decât în ziare? Nu v-am cunoscut pe niciunul dintre dumneavoastră înainte să ajung aici și să stau cu dumneavoastră. Cum crezi că îl cunoști pe Dumnezeu doar din poveștile părinților tăi și din predicile pastorului tău? Tu ai nevoie să rămâi singur la un moment în viața ta, într-o criză, și să spui, Doamne, nu mai am nicio soluție, am falimentat. Mi s-a părut că-s mai grozav decât alții, dar realizez că sunt ca și alții. Te rog, atinge-te de mine, Doamne. În clipa aceea va veni Dumnezeu. Și atunci va avea loc evenimentul care îți va schimba viața. Până atunci vei fi mediocru, vei fi subțire, vei fi ușor, vei zâmbi și când trebuie și când nu trebuie și pentru tine relația cu Dumnezeu va fi relația cu biserica și cu religia penticostală. Vreau să-ți spun, penticostalismul este mai mult decât o religie. Și nu numai penticostalismul, este mai mult decât o religie. Este mai mult decât un set de reguli care obosesc. Relația cu Dumnezeu nu poate fi prinsă într-o denominațiune. Relația cu Dumnezeu presupune ca să stai singur în fața Lui. Atunci îl vei cunoaște pe Domnul. Până atunci, cunoști despre Domnul. Observați că noi obișnuim să ne cultivăm intelectul. Există școli unde noi ne cultivăm teologic. Unii dintre noi am făcut ani de zile în școli teologice
Alții s-au pregătit în alte domenii și ni se pare că, cunoscând teologia, confundăm aceasta crezând că îl cunoaștem pe Domnul. Când cunoaștem despre Dumnezeu, nu-l cunoaștem pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu nu-l cunoști în școală, despre Dumnezeu cunoști în școală. Pe Dumnezeu nu-l cunoști în școală, ci doar prin experiență personală. Dacă nu ai această experiență spirituală personală, atunci pe Dumnezeu nu-l cunoști. Cunoști doar despre Dumnezeu. Opinia lui Tizen, opinia lui nu mai știu care teolog. Ai nevoie să te întâlnești personal cu Domnul, să-i vezi maestatea. Nu explicații despre Dumnezeu, să-i cunoști maestatea, să-i vezi grația, să te prăbușești în fața lui, să simți că ești atât de mic încât n-ai nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Atunci nu vei mai merge semeți, atunci nu vei mai pune preț pe banii pe care îi ai, atunci nu te vei mai crede inteligent și mai bun decât altul. Vei realiza că ești doar o mână de țărână, că n-ai nicio valoare, că Dumnezeu n-are niciun motiv să te iubească, că nu este obligat cu nimic să vină la tine, dar te iubește pentru că este bun, te iubește pentru că este Domnul, te iubește în numele lui Iisus Hristos. Atunci te vei smeri, atunci te vei coborî în interior, atunci nu vei mai disprețui pe nimeni. Atunci îți vei pleca privirea și vei merge cu Dumnezeu ca un om smerit. Dar până vei vedea maestatea lui Dumnezeu, vei merge cu capul sus, pentru că nu ai întâlnit încă pe unul mai mare decât tine. Ți se pare că ești grozav, ți se pare că ești mare și puternic, ești tânăr și frumos, ai oportunități și crezi că așa ai să fii mereu. Ascultă-mă! Nu o să fii așa mereu. Omul poate ajunge un gunoi și mai mult decât atât, sau mai puțin decât atât. Atunci când te întâlnești singur cu Dumnezeu, este singura șansă să-L cunoști pe Dumnezeu. Vă invit în această seară, frați și surori, tineri și bătrâni, căutați-L pe Domnul să vă întâlniți singur cu Domnul. Întâlnirea publică din sanctuar nu este suficientă. Nu este suficientă. În sanctuar este doar sărbătoare. Aici este sărbătoare, aici ne ridicăm cu toții și cântăm cântări de laudă. Aici ne rugăm împreună, aici ascultăm predica. Aici suntem învățați despre Dumnezeu, dar practica pe care o fac eu este în singurătatea existenței mele cu Dumnezeu. Dacă n-am această singurătate a mea cu Dumnezeu, sunt ușor, mă ia vântul vieții, n-am greutate, n-am experiență. Eu nu pot rezuma viața mea spirituală la aspectul public al închinării de duminica, de joia, de marțea sau de oricând. Am nevoie singur să mă întâlnesc cu Dumnezeu. Cea mai profundă relație cu Domnul este relația când Dumnezeu se întâlnește cu mine singur. Observați că relația lui Iacov cu Domnul începe cu evenimentul Betel. Un proces începe cu un eveniment. Dacă n-ar fi fost evenimentul, n-ar fi fost nici procesul. În al doilea rând, frați și surori, atunci când ne întâlnim singuri cu Dumnezeu, atunci ne cunoaștem pe noi cu adevărat. În primul rând îl cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat și în al doilea rând ne cunoaștem pe noi cu adevărat. Observați, vă rog, din Scripturi că Iacov avea o părere foarte bună despre el. Capitolul 31, versetele de la 6 la 12, permiteți-mi să citesc puțin. Uitați ce spune el despre el. Voi știți că eu am slujit tatălui vostru cu toată puterea, am fost un om dedicat, am fost un om serios. Tatăl vostru m-a înșelat, dar eu pe el nu l-am înșelat. De 10 ori mi-a schimbat simbria. Și putem să citim până la versetul 12, dar acum eu nu am timp să fac asta. El prezintă dreptatea lui din punctul lui de vedere. Scoate în relief greșelile lui Laban, scoate în relief greșelile lui Esau, a lui Isaac, scoate în relief greșelile altora, dar pe ale lui nu le vede. Un om care are o părere bună despre el și cu părerea aceasta bună călătorește 40 de ani în viață și se raportează la alții ca un om perfect, ca un om cinstit, ca un om care întotdeauna ia decizii corecte și critică pe alții și spune: ai decizie? Ai cântare? Ai predică? Ai repetiție? Ai biserică? De ce? El vorbește de pe o poziție de superioritate. El are despre el o părere bună. Lui se pare că este mai mare cu un cap decât fiecare muritor. Și cu această părere despre el, el merge 40 de ani. La un moment dat, la Betel, se întâlnește cu Dumnezeu și dintr-o dată opinia lui despre el se modifică. Când se modifică opinia lui Iacov despre el?
când îl cunoaște pe Domnul. Până să-l cunoască omul pe Domnul, umanismul face din noi monștri. Monștri! Suntem în stare să dăm legi care conduc femeile la avort. Suntem în stare să dăm legi care permit divorțurile și tot felul de manifestări păcătoase ale relației dintre bărbați și femeie. Suntem în stare să luăm decizii care afectează negativ umanitatea. De ce? Pentru că noi nu știm că deasupra noastră este un Dumnezeu cu care ne luptăm. Dăm legi împotriva justiției lui Dumnezeu. Spunem, e voie, e voie, e voie. Manifestați-vă păcatul. Lăsați-vă conduși de patini. Faceți din poftă mod de viață. Lăsați să vă conducă reflexele. De ce? Nu e Dumnezeu, simțiți-vă bine. Aveți aventuri cât vă place. Umanismul, evoluționismul, ateismul, asta ne-a educat pe noi și asta ne educă copiii noștri. N-avem de cine să ne temem. Suntem cei mai puternici. Aici e iadul, aici e raiul. Să ne simțim bine. Să ne grăbim că îmbătrânim și nu mai putem. Așa gândește omul care nu s-a întâlnit cu Dumnezeu. În momentul în care mâna de țărână, viermele numit om, se întâlnește cu Dumnezeu și vede maestatea cu care îl poate strivi ca pe un fir de nisip, îi vede gloria care îl așteaptă fără niciun motiv, îi vede iubirea în numele jertfei lui Iisus Hristos, dintr-o dată omul se oprește și spune, wow, eu n-am știut, eu n-am știut. Așa spune Iacov, eu n-am știut. El avea o părere bună despre el. Spune, sunt cinstit, sunt răbdător, sunt credincios, sunt slujitor lui Dumnezeu, sunt binecuvântat. Cum era Iacov de fapt? Citiți vă rog la capitolul 25, versetul 21. Cuvântul Domnului ne spune cum era Iacov, capitolul 25, versetul 31. Scriptura spune, Iacov i-a zis lui Esau, vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut. Cum se numește asta? Oportunist. Adică așteaptă să-l prindă pe fratele său la înghesuială, permiteți-mi expresia, și profită de circumstanța în care se găsea fratele său, mort de foame, flămând, și acolo îl șantajează să-i cumpere dreptul de întâi născut cu 10 boabe de linte. Ce atitudine de frate este când profit de circumstanța în care se găsește fratele tău și îl presezi, îl pui la colț? Nu înțelegi că mâine drumul tău va trece pe acolo? Nu vrei să crezi că soarta te va duce și pe tine unde este fratele tău astăzi pe care vrei să-l șantajezi? De ce îl presezi când este la necaz? De ce vrei să furi ce este al lui pentru o bucățică de pâine? De ce nu ești cinstit cu fratele tău? De ce ești un oportunist care te hrănești cu circumstanțele grele din viața altora? Acesta era adevăratul Iacov, înșelătorul oportunist, care l-a prins pe picior greșit pe fratele său și l-a șantajat, l-a lovit și peste piciorul în care se mai sprijinea. Asta nu-i cinste și nu-i demnitate. Priviți, vă rog, același capitol, versetul 27. O persoană comodă. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult la câmp. Ascultați, Iacov era un om care stătea mai mult în casă. Lui plăcea să stea în casă. El era un om atât de liniștit, încât era vinovat de liniștit. Un om comod. Esau, săracul, alerga după vânat să-l aducă acasă, el, comoditatea într-un chipată. Stătea acasă. Era o persoană liniștită, cu minte, ai fi zis că nimeni nu e mai cu minte decât el. Așa era Iacov. Dar el despre el avea o părere extraordinară. Priviți, vă rog, capitolul 27, versetele 19 și 24, citind cuvântul Domnului. Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau. Iacov a răspuns tatălui său, eu sunt Esau. Iacov spune, sunt Esau. Versetul 24. Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis, glasul este al lui Iacov, dar mâinile sunt ale lui Esau. Cine ești? Tată, sunt Esau. Mincinos. Un mincinos. Un mincinos care a mințit pentru ca să fie promovat. Să-i meargă mai bine a trebuit să mintă. A mințit și a mințit tatăl și a mințit fratele. L-a mințit pe Laban, a mințit pe oricine i-a ieșit în cale. E un înșelător. Numele Iacov înseamnă înșelătorul, cel ce ține de călcâi.
un înșelător, un mincinos, un om care ori de câte ori făceai o afacere cu el și ai pe locul doi. Când își deschidea gura, te mințea, te ducea în eroare, te băga în ceață, în confuzie. Un mincinos. Dar el spune despre el, noi suntem oameni cinstiți. Sigur că da. Capitolul 27, versetul 36. Esau a zis, nu degeaba i-a spus numele Iacov, adică înșelătorul, că-și m-a înșelat de două ori. Capitolul 27, versetul 43. Face un parteneriat vinovat. El cu mama lui, uitați ce parteneriat face, îi spune mama lui, acum fiule, ascultă sfatul meu, că l-ai mai ascultat odată și ai ajuns bine, ai furat binecuvântarea, mai ascultă-mă odată. Scoală-te și fugi la fratele meu Laban, în Haran, pentru că altfel vei suporta consecințele modului tău de viață. Dar ca să scapi de consecințe, fugi. Prietene, ai fugit ieri, ai fugit astăzi, mai fugi și mâine, dar te întreb, când se va întoarce regele pe care îl sfidezi, unde vei mai fugi? Când va fi distrusă planeta Pământ, pe care ai imbibat-o cu păcatul pe care l-ai practicat conștient, personal și voluntar, când totul va fi flacări și vieri, unde mai fugi? Atunci când te va încolți mânia lui Dumnezeu la colț, unde mai fugi? Unde te mai duci, omule, atunci? Astăzi ești liber, îți iei mașina și te duci unde vrei. Pendulezi între biserici, între culte, între țări, între continente. Ești liber încă și ai impresia că ești cel mai mare. Când se va întoarce regele care are ochii ca parafocului, picioarele ca rama aprinsă, când va veni în calitate de leul din Iuda, atunci unde mai fugi? Unde te mai duci, mână de țărână? Există o singură ușă deschisă, iadul, focul, viermii, infernul. Este singurul loc unde mai poți merge atunci. Nu vrei să te oprești astăzi spre binele tău? Nu vrei să te oprești astăzi de bunăvoie înaintea Domnului? Și să realizezi cine este Dumnezeu și cine ești dumneata? Versetul 7 din capitolul 29. Se amestecă în treburile altora. Se duce și face el ordine la fântâna lui Iacov. Cine să bea primul și cine să bea ultimul. Capitolul 28, versetele 20 și 21. Dacă, Doamne, fii atent că spun niște condiții. Dacă vei fi cu mine, dacă mă vei păzi, dacă îmi vei da mâncare, dacă îmi vei da haine, dacă mă vei ajuta să mă întorc, să știi că îți dau zeciuială. Doamne, așteaptă până îți dau eu zeciuială. Până atunci împrumută-te, fă ce știi. Dar sigur, dacă faci aceste lucruri pentru mine, eu într-o zi o să-ți dau zeciuială. El crede că Dumnezeu trăiește din zeciuiala lui. Așa îi se pare lui. El crede că Dumnezeu așteaptă până când își va băga el mâna în buzunar, în sfârșit, generosul. El așa crede. Lui așa îi se pare, că Dumnezeu depinde de bănuțul lui, el. El uită că ce are-i de la Domnul. El uită că poate să ajungă ca Bartimeu să nu mai vadă drumul. Sau ca femeia din Nain, care își duce copilașul în coșciug și nu poate să schimbe realitatea. Și își mulge părul și își rupe hainele. El uită. Lui se pare că acum e mare și e puternic. Și spune, Doamne, trebuie să mă aștepți. Vreau să-mi dovedești că ești serios, să fii cu mine, să-mi dai mâncare, să mă simt confortabil, să nu lași pe nimeni să atingă de mine și la sfârșit fii atent, îți dau zeciuială. El îl condiționează pe Dumnezeu. Cine de fapt este robul și cine este stăpânul? Mai mult de atât, este o persoană foarte diplomată. Este un diplomat și diplomația când este exagerată se numește șmecherie și viclenie. Cuvântul Domnului, capitolul 32, versetele de la 3 la 5. Iacov a trimis niște soli la fratele său Esau, în țara Seir. El le-a dat următoarea poruncă, fiți atenți, când vă veți întâlni cu el, așa să-i spuneți, așa vorbește robul tău Iacov. Robul tău Iacov? Păi robul meu Iacov mi-a furat binecuvântarea, acum să vină încoace să-l judec. De când s-a smerit? De când s-a făcut robul meu Iacov băiat de treabă? De când? Robul meu Iacov, a? Cum știe el să se preteze la toate situațiile și să iasă bazma curată? Când i-a furat binecuvântarea, n-a mai fost domnul meu Esau,
Și a zis, domnul meu Esau, acum pentru un blid de linte, pentru o farfurie de mâncare de mazăre, te rog frumos, dă-mi binecuvântarea încoace. Interesant. Un diplomat fără limite, un politician exagerat. Un om care a driblat viața și oamenii cu care s-a întâlnit. O persoană care a crezut că îi va înșela pe toți, chiar și pe Dumnezeu. Acesta a fost Iacov. Marea lui problemă este că s-a comparat întotdeauna cu oamenii. S-a comparat cu Esau și l-a păcălit. S-a comparat cu Laban și l-a păcălit. Și având această experiență, i-a intrat în cap că el poate să înșele pe toți. Dar într-o zi rămâne singur și vine Dumnezeu. Și Dumnezeu îl forțează și îl întreabă, care ți este numele? Spune, care ți este numele? Dacă pe mine m-ar chema mincinosul sau furăciosul sau spărgătorul de bănci sau drogatul sau alcoolistul, credeți că nu mi-aș schimba numele ăsta? Ba da, cui îi place să fie numit așa? Ce familie ați văzut să-i pună copilului lui numele Iuda? N-am întâlnit până acum niciun pocăi cu numele Iuda. Ăsta nu-i nume să-l pui la copil. Noi știm cine a fost Iuda. E, pe Iacov îl chema mincinosul și înșelătorul. Cum să spui tu când ești întrebat cum te cheamă, sunt înșelătorul? Ăsta nu-i nume să te recomanzi. Asta e o rușine. Și Dumnezeu îl forțează. Hai fi sincer, cum te cheamă? Hai spune. Iacov se ascunde de adevărata lui identitate 40 de ani. Îl driblează pe Esau, îl înșeală pe Laban, încearcă să-l înșele și pe Dumnezeu promițându-i că îi dă zeciuială, până când are loc un eveniment, când singur se întâlnește cu Dumnezeu. În al treilea rând, atunci când singur ne întâlnim cu Dumnezeu, atunci primim binecuvântarea. Observați că în capitolul 29, versetul 30, Biblia ne spune că Iacov era binecuvântat de tatăl său Isaac, o binecuvântare pe care o furase, dar furată sau nefurată era a lui acum. Îi furase binecuvântarea lui Isaac, era binecuvântat. Iacov era un copil binecuvântat. Observați că era binecuvântat și de Laban, capitolul 31, versetul 55. Era binecuvântat și de Isaac, tatăl său, era binecuvântat și de Laban, unchiul său. Era bogat, capitolul 30, versetul 43. Însă, omul acesta era încă nebinecuvântat. Pentru că binecuvântarea o primești numai dintr-o relație personală, voluntară și conștientă cu Dumnezeu. Și în capitolul 32, versetul 24, el recunoaște că nu este binecuvântat. Și când se întâlnește cu Domnul și când se luptă cu Îngerul Domnului, știți ce îi spune? Binecuvintează-mă. Dar ești binecuvântat. Te-a binecuvântat taică-to, te-a binecuvântat unchi-to. Ai turme de nu le mai știi numărul, ai slujitori, ai neveste, ai copii. Ce mai vrei? Doamne, binecuvintează-mă că sunt doar un amărât. Ești binecuvântat, omule. Ai de toate. Nu-s binecuvântat. Eu mă simt în mintea mea că strădător. Eu știu undeva în adâncul inimii mele că sunt un mincinos. Eu mă simt, Doamne, eu de paradă, eu așa public, ca aparență, mă țin tare, dar eu în interiorul meu, eu știu cum sunt. Eu mă simt, Doamne, să nu crezi că nici atâta lucru nu mai știu. E adevărat, m-a binecuvântat Isaac, e adevărat, m-a binecuvântat Laban, e adevărat că-s bogat și am proprietăți. Doamne, eu vreau să mă binecuvintez că-s nebinecuvântat. Asta n-a cerut-o 14 ani de muncă când a muncit pentru două neveste. Asta n-a cerut-o în călătoriile lui și în afacerile lui duplicitare. Asta a cerut-o doar când a fost singur cu Dumnezeu. Dragul meu prieten, viața publică pe care o cauți nu o să te satisfacă niciodată. O să alergi de colo până colo, după predicatori, după cântăreți, după biserici și nu o să te satisfacă. Niciun pastor, niciun predicator, niciun grup muzical nu te va satisface pentru întotdeauna. Oamenii te satisfac pe moment. Însă orice om este făcut doar din țărână și odată în viață o să te dezamăgească. Și atunci va fi suficient. Singurul care te poate împlini și nu te va dezamăgi niciodată este Iisus Hristos. El te iubește mereu. Când ești cel mai vinovat, te iubește. Când n-ai niciun merit, te iubește.
Atunci când nu mai ai pe nimeni aproape, când ești vinovat, când meriți să fii pedepsit și criticat, Dumnezeu își deschide brațele și te primește. Atunci când meriți să fii pedepsit, Dumnezeu își deschide inima ca să te primească. Atunci te binecuvintează Dumnezeu când rămâi singur cu El. Caută-L pe Dumnezeu în singurătatea inimii. Atunci îl vei cunoaște pe Domnul. Atunci te vei cunoaște pe tine. Atunci vei primi binecuvântarea. Binecuvântarea nu o primești decât numai dacă îți recunoști starea. Dumnezeu insistă și îl întreabă, care ți este numele? Spune, care ți este numele? Și până la urmă reușește să se pocăiască și spune, Înșelătorul, Doamne, așa mă numesc. Atunci se rupe vraja, se rupe misterul, păcatul nu mai are nicio putere, diavolul se dă la o parte și Dumnezeu îl binecuvintează. Din clipa aceea nu mai este binecuvântat de un om, este binecuvântat de Dumnezeu. Binecuvântarea nu o primești decât atunci când te schimbi. Dumnezeu îi spune, nu te va mai chema Iacov, de astăzi înainte se va schimba ceva în viața ta. Al patrulea punct al predicii mele în încheiere este următorul. Atunci când te întâlnești singur cu Dumnezeu, ți se schimbă numele, ți se schimbă identitatea, ți se schimbă destinul, ți se schimbă viitorul. Omul vinovat de ieri, care ai fumat, care ai băut, poate ai curvit sau te-ai drogat, ai mințit, ai înșelat părinții, nu i-ai ascultat. Ai driblat viața și ai driblat oamenii, ai înșelat pe toți. Ai profitat de faptul că ești tânăr, puternic și te descurci. Dar vine o vreme când te întâlnești singur cu Dumnezeu. Atunci Dumnezeu îți schimbă numele, îți schimbă identitatea, îți schimbă destinul și viitorul pentru întotdeauna. Hai să citim puțin cuvântul Domnului. În evidențele lui Dumnezeu, numele meu spune cine sunt eu. Numele meu este păcătosul sau neprihănitul. Înaintea lui Dumnezeu sunt două categorii de nume, păcătosul sau neprihănitul. Observați, vă rog, în Matei capitolul 7, versetul 22, vin la Domnul niște oameni și oamenii aceștia încep să înșire merite. Doamne, am prorocit, am predicat, am cântat, am făcut, Doamne. Sunt acolo niște merite ale slujirii și Domnul spune, nu vă cunosc, plecați de la mine pentru că numele vostru e nume de oameni blestemați. Plecați de la mine. În evidențele mele, numele sunteți trecuți la categoria blestemați. În evidențele mele, sunteți trecuți la capitolul, la rubrica blestemați. Plecați de la mine. În evidențele lui Dumnezeu ești trecut undeva. Unde? În evidențele lui Dumnezeu ești trecut undeva. Unde? Haideți să mergem mai departe în cuvântul Domnului. Exod capitolul 33, versetul 12. Observați ce spune cuvântul Domnului. Dintr-o dată se rupe vraja, se schimbă identitatea, pentru că se schimbă numele și cuvântul Domnului spune, eu te cunosc pe nume, ai căpătat trecere înaintea mea, ești al meu. Dintr-o dată numele meu este luat de la coloana aceasta, păcătos, blestemat, pierzare, iad, și este pus în coloana de alături, salvat. Neprihănit, acoperit de sângele lui Iisus Hristos, iertat prin jertfă. Iisus Hristos și-a pus mâna peste el, s-a rugat pentru el pe cruce. Aceasta este noua identitate pe care o primește un om. Acesta este miracolul pocăinței. Aceasta este miracolul schimbării. Când se schimbă omul, se schimbă numele înaintea lui Dumnezeu. Primești un nume nou, o identitate nouă, o direcție nouă, o consecință nouă. Isaia, capitolul 43, versetul 1. Eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu, vino! Numele tău nu mai e blestematul, nu mai este păcătosul. Numele tău este născutul din nou. Numele tău este pocăitul. Numele tău este neprihănitul. Numele tău este cel pentru care a murit Hristos. Numele tău este cel ce urmează pe Domnul. Isaia, capitolul 4, versetul 1. Fă-ne să-ți purtăm numele, Doamne. Fă-ne să-ți purtăm numele, Doamne, să avem deasupra noastră numele Tău. Luca, capitolul 10, versetul 20. Hristos spunea, nu vă bucurați de lucruri de o clipă. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Apocalipsa 13, versetul 8. Și se vor închina fiarei cei ar căror nume n-a fost găsit scris în coloana cărții mielului. Toți aceștia se vor închina fiarei,
Peste ei va veni mânia lui Dumnezeu. Peste ei va veni focul și pierzarea veșnică. Toți aceia al căror nume s-au plecat în fața fiarei vor avea parte de pierzare veșnică. Apocalipsa, capitolul 20. Dar atunci se va deschide cartea și toți al căror nume va fi scris acolo vor avea parte de împărăția lui Dumnezeu. În această seară, în încheiere, dragul meu prieten, te privesc și te întreb. Dacă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, nu-L cunoști nici pe El, nu te cunoști nici pe tine, nu ești niciun om binecuvântat și numele tău nu este scris în cartea vieții. Dacă Domnul se întoarce la noapte, fericirea ta s-a oprit. Vei rămâne fără toți banii pe care îi ai. Vei merge în iad. Va începe un chin veșnic pentru tine, indiferent ce vârstă ai. Dacă Domnul vine la noapte, existența ta s-a încheiat. Vei ajunge în infern și nimeni nu te va mai scoate de acolo. Ceea ce poți face în seara aceasta este să-i permiți lui Dumnezeu să se întâlnească cu tine. Să te duci spre Golgota prin credință și să-i spui Fiul lui Dumnezeu, merit să merg în iad, pentru că am făcut răul, pentru că am vorbit păcătos, pentru că am gândit păcătos, pentru că am simțit păcătos, pentru că am avut relații păcătoase, pentru că am avut motivații păcătoase. Dar în această seară, adu-ți aminte de mine și când te vei întoarce în împărăția ta, Doamne, adu-ți aminte și de mine. În seara aceasta îl vei cunoaște pe Domnul. Caută experiența aceasta, omule al lui Dumnezeu. Caută experiența aceasta, ai nevoie de ea. Atunci îl vei cunoaște pe Dumnezeu și maestatea Lui. Atunci te vei cunoaște pe tine și păcătoșenia în care trăiești. Atunci vei primi binecuvântarea și atunci ți se va schimba numele. Vei primi un nume nou și vei fi sigur că indiferent când se va întoarce Domnul, vei merge în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este șansa pe care ți-o oferă cerul. Acesta este drumul pe care trebuie să mergi. Trebuie să dormi liniștit la noapte. Iisus te iubește. Trebuie să nu mai ai nicio teamă. Ești în mâna lui Dumnezeu. Ești în siguranță. Hristos a murit pentru tine. Sângele Lui s-a vărsat pentru tine și viitorul tău, pentru familia ta. Trebuie să te ridici în picioare și să ai încredere în jertfa lui Hristos de pe Golgota. Tu nu mai ești un învins. Tu nu trebuie să mai minți, să mai furi, să mai driblezi relațiile și oamenii. Pe tine te protejează Dumnezeu. Pentru numele tău a murit Domnul. Destinul tău este în cerul lui Dumnezeu. Acesta ți este direcția. Ești un om binecuvântat. Frați și surori, cine ne poate oferi nouă asta? Cine ne poate oferi lumea de dincolo de lume? Cine ne poate oferi existența veșnică de dincolo de viața noastră, scurtă, plină de experiențe, de lacrimi? Cine? El, El și numai El. A Lui să fie gloria și slava și cinstea și onoarea. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să ne pregătim de rugăciune, dar înainte de asta aș vrea să cântăm pentru onoarea Lui Dumnezeu. Frați și surori, noi suntem mântuiți pentru că odată cu 2000 de ani în urmă, pe crucea din Golgota, a acceptat să moară Fiul Lui Dumnezeu. Noi astăzi avem păcatele iertate pentru că odată cu 2000 de ani în urmă, pe cruce, Iisus, Mesia, s-a născut și a stat pe cruce ca să ne ierte păcatele și să ne ofere poziția de copil al lui Dumnezeu. Și în seara aceasta plecăm acasă pe lângă bucuriile pământești, cu siguranța că suntem la Dumnezeu. De aceea vă invit, fraților, luați-vă 2 minute doar și spuneți în timpul cântării prin cuvintele ei sau plecați-vă capetele și mulțumiți în rugăciune. Lăsați inima dumneavoastră să se întâlnească cu Domnul în această seară. Frații mei, nu vă pocăiți doar la convenții, e una în an. Pocăiți-vă în fiecare zi. Seara aceasta este o seară de pocăință. Haideți să stăm înaintea Domnului și să cântăm. Nu-i cântăm pastorului sau bisericii, ci lui Iisus. A Lui să fie gloria, a Lui să fie lauda, a Lui să fie cinstea. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania.
Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.